decizie șoc în dosarul morții lui Ion Crișan. Fica sa, Laura, și cei doi presupuși complici au ajuns în spatele gratiilor în arest preventiv. Magistrații au luat această decizie după ce au ascultat argumentele procurorilor, care au susținut că le pot dovedi vinovăția. Decizia vine după ce, în primă instanță, cei trei suspecți fuseseră lăsați în libertate, fără nicio măsură de restricție. V-ați așteptat la această sentință. Potrivit procedurii, cei trei vor fi duși la IPJ Arad, iar mai apoi vor fi transportați la cel mai apropiat arest sau la București. În imaginile recente cu Laura Crișan, aceasta apare în timp ce a fost ridicată de oamenii legii. Prima instanță, cea care a decis inițial ca cei trei să fie puși în libertate, a susținut că nu are suficiente probe. Ulterior, parchetul a atacat această hotărâre, iar după ce au fost analizate argumentele procurorilor, instanța supremă a decis arestarea Laurei Crișan și a celor doi complici pentru 30 de zile. Asasinatul care a șocat o țară întreagă, susțin procurorii, a fost plănuit de fiica milionarului. Aceasta ar fi plătit 100.000 de euro celor doi complici. La mijloc ar fi fost averea pe care aceasta ar fi urmat să o moștenească când Ioan Crișan s-ar fi stins din viață. Cei doi bărbați au cumpărat bomba pe care apoi au montat-o în mașina milionarului. În 29 mai 2021, omul de afaceri a murit după ce vehiculul a explodat la scurt timp după plecarea de pe loc, deși anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o bombă montată abia după 3 ani, a ieșit la iveală cine a fost în spatele asasinatului. În această perioadă au fost audiate sute de persoane, iar firul declarațiilor și indiciilor i-a dus pe oamenii legii la Laura Crișan și complicii săi. Fica afaceristului a negat acuzațiile și a susținut că nu ea este cea care i-a plătit pe bărbații suspecți în acest caz. Pentru bani, pentru bani, doamnă, pentru bani, vă este rușine, vă este rușine, doamnă, pentru bani, doamnă. Aveți conștiința împăcată, doamnă? Da.